Hristos a înviat. Doamnelor, domnilor, vă propun astăzi o temă legată de importanța familiei. Nu întâmplător, știm că în contextul în care ne mișcăm de aproximativ un an de zile, familia este atacată în mod vizibil sau din ce în ce mai vizibil în spațiul public și mai ales cel mediatic. E adevărat, sunt atacuri insidioase, sunt atacuri nu neapărat directe, sunt însă atacuri vizibile și ușor descifrabile pentru cineva care înțelege contextul mai larg în care continentul european se află astăzi. Este asaltată societatea europeană, societatea românească inevitabil, de foarte multe tipuri de ideologie care au legătură în primul rând cu acest scop al dizolvării unor stâlpi ai societății tradiționale, care sunt biserica, școala, familia, ca să numesc doar trei dintre aceste fundamente. De aceea vă propun, îndrăznesc să spun chiar un ciclu de emisiuni pe această temă. I-am adevărat că am mai vorbit despre familie, dar astăzi vom vorbi despre necesitatea fundamentării constituționale a căsătoriei și a familiei cu cea mai importantă persoană care ne poate spune exact care este stadiul în care se află acum lupta oarecum surdă pe care o dă o parte a societății noastre cu o mică parte a societății care se opune conservării, în primul rând, a ideii de familie și a fundamentării ei din punct de vedere constituțional. Alături de mine este distinsa personalitate care și-a legat numele în ultimul timp de Coaliția pentru Familie, președintele acestei coaliții, domnul Mihai Gheorghiu, căruia îi spun din toată inima bun venit în emisiune. Bine v-am găsit. Domnul Mihai Gheorghiu este un distins filolog, poate că puțină lume știe lucrul acesta, mai ales că în ultimul timp numele domniei sale a fost asociat doar cu Coaliția pentru Familie. Este o personalitate a vieții noastre publice încă din anii 90, o personalitate discretă, dar foarte eficace. De câte ori a fost nevoie, domnia sa a demonstrat că aderența și aderarea la valori stabile precum cele creștine și la morala creștină în spațiul public sunt lucrurile cele mai importante într-o societate care trece prin succesive crize. Țin să menționez că domnia sa este unul dintre foarte puținele personalități din România care a primit un premiu foarte important oferit de Partidul Conservator din Marea Britanie, premiul Freedom, oferit personal domniei sale de către regretatul prim-ministru al Marii Britanii, Margaret Thatcher. Este o personalitate care își leagă numele de asemenea de Muzeul Țăranului Român, este directorul general adjunct al acestei prestigioase instituții culturale din România și, în ultimul timp, după cum spuneam, este președintele celei mai importante coaliții care s-a format în România, dintr-o perspectivă cel puțin, aceea a susținerii unei problematici de natură morală. Sper că nu mă înșel, domnule Gheorghiu, când descriu astfel Coaliția pentru Familie și prima mea rugăminte, întrebare, este legată de contextul pe care dumneavoastră l-ați considerat necesar, dumneavoastră și cei care v-au fost alături la începuturile coaliției, context în care concluzia care s-a impus a fost aceasta. Este necesară o luare de poziție și ați conchis că cea mai eficace formulă este crearea unei coaliții. Cum ați descrie acest context din România? De ce adică a fost nevoie să apară Coaliția pentru Familie? Da, așa este. Descrierea este corectă. Contextul este unul dramatic și care impune acțiune energică și ieșirea din conformism, ieșirea dintr-o anumită mulțumire asupra faptului că valul istoriei ne ocolește. Nu ne ocolește. Occidentul, revoluția culturală care a lovit Occidentul de decenii și care a ajuns în anii 2000 la un vârf al evoluției, este prezentă și în România. Ea impune noi normative, noi imperative etice, de atitudine,
gnoseologice. E o revoluție pe care Occidentul o suportă din anii 60, ne amintim de mișcările de 1968, o revoluție care a cuprins mediul academic și universitar, apoi s-a revărsat din nou cu putere în societate, o revoluție care atacă fundamentele umaniste ale întregii culturi europene, care dizolvă fundamentele umaniste ale întregii culturi europene, deși afirmă că le-ar aduce la un prag nou și, bineînțeles, că dizolvă și fundamentele creștine ale culturii și civilizației europene. Scopul declarat aproape, dacă ne gândim la reprezentanții școlii de la Frankfurt, este chiar acesta, răsturnarea ordinii tradiționale din societatea europeană. Așa este. Tot ceea ce civilizația creștină a propus Europei și a fundamentat în Europa este văzut ca pervertit, reacționar, retardat, imposibil de tolerat. Printre aceste lucruri, însăși familia, care este definită ca un regim de teroare, ca un regim de exploatare a femeii, patriarhatul, așa cum este definit în familia, în scrierile școlii deconstructiviste a teoriei culturale și apoi preluate de preotesele feminismului mondial, familia e văzută ca o ordine, repet, punitivă și desuetă. Și desuetă, ca o ordine care trebuie să fie anulată. Dualitatea constitutivă, fundamentală a familiei, bărbat, femeie, tată, mamă, este privită ca o chestiune care trebuie completamente eliminată. Miza profundă a acestui război cultural, acestui revoluții culturale, este crearea unei noi normativități, împingerea valorilor umaniste și creștine în afara ordinii de drept, în afara ordinii, noi ordini logocratice a acestei noi religii civile. Pentru că nu trebuie să ne înșelăm, e vorba de crearea unei teocrații atee, a unei noi religii civile, care are dogme, care are preoți și preotese și care, din noile amvoane, ne spune că Biserica și Hristos nu-și mai au loc în viețile noastre. E, în ultimă instanță, dacă vreți, un război religios în toată regula. De aceea trebuie să înțelegem că o întreagă ordine a discursului filozofic contemporan este axat pe această valoare. Ați adus foarte bine în atenție școala de la Frankfurt, care este unul dintre căile marxismului, neomarxismului cultural. Școala de la Frankfurt îmbină moștenirea lui Freud cu moștenirea lui Marx. Are de asemenea și foarte bune observații asupra capitalismului, asupra societății de consum, asupra industriei culturale dezvoltată de capitalism. Definește bine anumite derapaje ale unui liberalism dezlănțuit, exacerbat, fără îndoială. Dar însumând, contribuția este absolut excesivă, îndreptată împotriva, repet, unui anume umanism profund, tolerant și asupra, în orice caz, îndreptată împotriva bisericii și a creștinismului în mod Iar în registrul gândirii morale, e limpede că mesajul corifeilor școlii de la Frankfurt a malformat mentalitatea modernă. Pentru că despre asta vorbim atunci când vorbim despre atacurile la adresa familiei. Cum poți să ajungi să crezi sau să descifrezi familia ca pe o instituție opresivă? Când fără familie e limpede, orice societate face implozie. Da. Să ajungi să speli pe creier generații întregi cu aceste lucruri care contrazic logica firească,
este, să recunoaștem, o performanță. Adică acest lavaj psihic care s-a consumat de-a lungul ultimelor decenii are consecințe uluitoare. Așa este. Sunt multe din lucrările școlii de la Frankfurt pot fi, mă rog, puse sub lupă și ceea ce vedem că lasă în urmă este tocmai acest fundament revoluționar a unei revoluții perpetue. Revoluția sexuală însă și este, mă rog, statuată de unul dintre corifeii școlii de la Frankfurt. Sunt lucruri foarte interesante care aparțin istoriei intelectuale, arheologiei, conceptelor modernității, greu, mă rog, mai greu de expus în public, dar ele au o importanță vitală pentru că ele sunt resursa filozofică a ceea ce se întâmplă în societate. În această revoluție culturală, universitățile care au fost dominate la un moment dat de marxism, de profesori marxiști și în Europa, dar și în Statele Unite, universitățile, spuneam, au avut un rol extraordinar în a demantela moștenirea reală, umanist, metafizică și unor creștină a, mă rog, sistemului universitar. Acest mesaj care a inundat în timp spațiile universitare, europene, americane, aș spune întâi, și apoi europene, e un mesaj care a fost foarte ușor preluat de mass media. Astăzi, mass media este una total favorabilă acestor teze deicide, chiar omicide dintr-un anumit punct de vedere, teze care puse în practică conduc la lucruri elucubrante. Societatea liberală cu care se mândrește Occidentul a ajuns să fie o societate punctual punitivă în măsura în care te opui public unor astfel de aberații pe care noi le percepem ca aberații instalați în gândirea firească, tradițională. Nu poți să faci tabula rasa cu 2000 de ani de gândire filozofică creștină și să trimiți pe patul lui Procust conceptul de familie, de școală, de biserică, fără să observi că este într-adevăr absurd. Așadar, mass media, și acum revenim și pe teritoriul nostru și al primei întrebări, a preluat, conștient sau nu, aceste teze și, în general, s-a așternut tăcerea în spațiu mediatic asupra unor lucruri fundamentale, care de câte ori sunt scoase la lumină de personalități ale unei viziuni tradiționaliste, dar frumos sau bun conservatoare, ia atitudine. Ignoră mesajele bisericii, mesajele unor personalități cu anvergură umanistă, filosofică și privilegiază mesajele acestea de tipul deconstructivist în mai multe spații. Da. Așadar, ați simțit că și în România se întâmplă asta și ați considerat că trebuie luată atitudine. Așa este. Și e bine că am făcut așa, pentru că pentru prima dată am încetat să fim reactivi și am fost activi. Probabil că aici oponenții noștri s-ar fi așteptat ca întâi să fie legiferată căsătoria pentru toți, așa, între ghilimele, așa este numită căsătoria cuplurilor de aceeași sex. Și de-abia după aceea să ne trezim, să începem să acționăm, să ne dăm seama ce ni se întâmplă, să ne reculegem. E, nu, surpriza lor a fost mare pentru că am creat acest consens, această coaliție, această inițiativă cetățenească pentru constituționalizarea definirii căsătoriei. Care e una multiconfesională. Este multiconfesională, da, și am înregistrat în acest sens, dacă vreți, o premieră istorică și am fost activi, am venit cu acest demers înainte ca bucătăria acestei revoluții culturale și constituționale să fie gata.
Sunt 13 țări în Europa care au ținut să ocrotească fie în domeniul legii ordinare, fie în domeniul constituțional definiția normală a căsătoriei. Există alte 14 unde căsătoria în diverse formule legislative este cea pentru toți sau este permis parteneriatul civil. Dar revenind la ceea ce spuneați, există un concept care a fost bine explicat în literatura de specialitate, acela al toleranței represive. Asta este ceea ce ni se oferă de către noua ordine acestei noi religii civile, care nu mai are nimic în comun cu liberalismul clasic, cu respectul față de diferență, cu respectul față de creștinism, cu respectul față de libertatea și autonomia persoanei umane, pentru că acum ți se impune acest nou limbaj orwellian în care nu mai există putință de a te opune. Sunt profesori care au primit amenzi sau li s-au desfăcut contractul de muncă, sunt grădinițe și școli confesionale care au fost închise în America și în Europa, sunt agenții filantropice, organizații filantropice ale diverselor biserici în Occident, catolice și protestante, care au trebuit să se închidă, care nu au mai putut oferi un adăpost copiilor sau nu au mai putut căuta familii de adopțiune pentru copii, pentru că nu au putut să primească acest dictat al redefinirii familiei ca fiind și uniunea dintre cuplurile de același sex. Deci, cel mai lovit în acest nou cadru al unui noi logocrații, ca să fac referire la termenul lui Czesław Miłosz din Gândirea captivă, lucrurile se repetă pe o altă spirală a istoriei, ne aflăm în fața unor regimuri care încep să devină totalitare, cu o disciplină punitivă, să ne gândim la Barnevernetul din Norvegia. Deci în momentul în care ești executat și ți-au copiii, nici n-ai cuvinte să explic, nici dramatic, nici tragic, nu știu cum s-ar putea explica. Monstruos. Această experiență a fi imobilizat în propriul ți apartament, în propriul apartament și a ți se lua copiii din rațiuni pur ideologice. Pentru că părinții erau niște persoane pronunțat credincioase și își manifestau credința creștină probabil mai apăsat decât alții. Și sunt și uneori alte motive, stilul de a da de mâncare sau stilul de a crește sau stilul de... Deci este absolut monstruos. Sigur că aceste lucruri nu colorează integral tabloul. Dar aceste pete de gri sau de negru sunt alarmante. Noi nu mai putem, noi trebuie să ieșim din acest dolce far niente, din această mulțumire că, domnilor, nu, e acolo, e departe, la noi, știți, e o societate tradițională, aici statuie. Nu. Să nu uităm de globalizare. Exact. Statele devin agenții acestei noi ordini. Statele nu-și mai respectă suveranitatea și nu se mai respectă pe ele însele ca fiind alcătuite din reprezentanți, din instituții care trebuie să dea seama propriului popor. Statul devine un agent al acestei mondializări, acestei globalizări, primește imperative etice, ideologice, legislative de afară și le aplică. Dumneavoastră, ați mai observat ceva, am citit într-un interviu, faptul că statului îi se impun anumite teme din partea unor facțiuni, nu știu cum să le numesc, ONG-uri, care reprezintă niște minorități infinitezimale la nivel social. Așa este. Statul devenind, practic, captivul exact. Unor ideologii pe care aceste minorități, nu doar sexuale, le propun statului. Nu, aici avem, dacă vreți, e ultima problemă
așa zisa problema minorității sexuale. Aici ne confruntăm cu o minoritate ideologică radicală. Despre asta e vorba. Minoritate ideologică. Ideologică radicală, care impune o agendă, care are mijloace să impună această agendă, are mijloacele de lobby pentru a te face să simți că, mă rog, trebuie să plătești un anumit preț dacă nu aplici agenda. Și ne aflăm, de altfel, aici în fața unei discuții foarte interesante și iar acest proiect de lege devine practic o hârtie de turnesol a democrației și a statului de drept și a ordinii constituționale în România. Pentru că dacă 3 milioane de cetățeni români care doresc, au libertatea, dreptul constituțional de a face acest lucru, iar acest drept le este negat de presiunea ideologică, politică, administrativă a acestor factori, ne întrebăm dacă mai există realmente democrație. Pentru că problema nu este de a impune o lege, ci de a lăsa un popor să se exprime asupra uneia sau alteia dintre opțiuni. Ceea ce, de altfel, iertați-mă, reiese chiar din recomandările CEDO și ale altor organisme care sunt invocate, culmea, adesea de susținătorii acestor minorități ca fiind cele care ar impune României asta. Exact. Juriștii eminenți au constatat că nici vorbă de așa ceva. Nimeni nu impune unui stat să ofere o lege favorabilă unei minorități sau alteia. Da. Este o completă manipulare a informației. De altfel, mijloacele sunt clare. Ori tăcere absolută despre această chestiune, ori, dacă se vorbește despre ea, se vorbește în termeni manipulativi și ai dezinformării. Numai puțin astăzi, într-un cotidian național, una din preotesele acestei noi religii a scris un articol lung, de altfel, despre Coaliția pentru Familie, și ne creionează un portret care începe cu fascism, continuă cu populism, naționalism și, mă rog, încă alte câteva epitete. A vorbit despre rădăcinile creștine ale Europei a ajuns o culpă în anumite cercuri. Așa este. Ești considerat fascist pentru așa că, repet, vorbești despre rădăcinile creștine ale unei culturi. Da. Din păcate, există un adevărat mediu intelectual, mă rog, nu foarte extins, dar foarte vocal și foarte puternic prin sprijinul pe care l-a primit de-a lungul timpului, un mediu intelectual care promovează acest tip de limbaj și promovează această radicală cultură a acuzației, o cultură punitivă, care, cum spun, toată ziua vorbește despre toleranță, liberalism, despre societății liberale, dar practică această intoleranță, practică această permanentă acuză asupra oricărui punct de vedere creștin, asupra oricărui punct de vedere conservator, numindu-l fascist, naționalist și populist. De fapt, deranjează enorm, am observat în spațiul românesc în ultimul timp, din punct de vedere al unor reprezentanți din mass media, sintagma de societate creștină. Da. Se neagă lucrul acesta. Și gândiți-vă la războiul iconoclast din ultimul timp, eliminarea icoanelor din școli. Da. Pe cine rănește vizual o icoană, ne putem întreba? Pe cine? Da. Pe un om necredincios? Nimeni nu poate să spună că e rănit vizual de ceva atât de frumos precum o icoană. Ca să nu mai vorbim de acuzele de îndoctrinare, dacă cineva spune o rugăciune, e un om îndoctrinat și așa mai departe. Sunt lucruri absurde, cu adevărat. Din păcate, războiul împotriva oricărei prezențe a bisericii, a creștinilor, a intelectualilor creștini în societate a ajuns la cote alarmante. Eu realmente sunt extrem de îngrijorat pentru că vreau să vă spun că sunt anumite accente ale acestei intoleranțe care depășesc inclusiv primitivismul și bestialitatea ideologică bolșevică. Și o să vă aduc aminte de ceea ce s-a întâmplat după tragedia de la Colectiv. În foarte multe orașe din România
au fost organizate manifestații în care s-a strigat împotriva bisericii și în care s-a aruncat cu pietre în biserice. La modul efectiv, la modul fizic, de către grupuri de persoane antrenate, aș putea spune, în acest sens. Gândiți-vă la ultima ediție a Marșului pentru Viață, foarte recent s-a întâmplat, exact. Când zidurile traseului pe unde s-a mers au fost practic maculate cu tot felul de inscripții obscene la adresa bisericii. Da. Dar vreau să vă spun, ca un cunoscător al istoriei noastre și istoriei comunismului, este că este fără precedent ca grupuri organizate la lumina zilei să atace fizic lăcașurile de cult. Comuniștii aveau o altă rețetă, foloseau securitatea, deci organizație militară, și o făceau noaptea. Da. Au închis mănăstiri noaptea, au arestat preoți noaptea sau părinți. Au demolat biserici noaptea. N-au organizat la lumina zilei detașamente muncitorești care să, mă rog, să-și arate entuziasmul ateu. Ori aceste manifestații de după colectiv, deci din la sfârșitul octombrie, începutul noiembrie 2015, au demonstrat această abilitate a acestor cercuri de a organiza rapid grupuri de indivizi cărora le-au oferit și lozinci, și sprijin material și mijloacele de a ataca efectiv, fizic, bisericile. Părintele Constantin Necula a mai povestit experiența pe care a avut-o în Sibiu cu un astfel de grup. Le-a ieșit în față și a încercat și a și reușit să le demonteze ura. Ori iată ceea ce ni se propune. Iată care este toleranța, care este umanismul și care este metafizica acestor domni dacă și doamne. Dacă ar fi să-l portretizăm pe un reprezentant al acestor minorități, ce-am vedea în el? Ce fel de om este? Vi se pare un om cultivat? E vorba de tineri în general. Trebuie să ne gândim la o carte celebră a unui filozof german despre omul resentimentar. Este omul resentimentului. E omul resentimentului, da. Este tipul resentimentarului. Este un individ care urăște întreaga cultură europeană, de fapt. Rădăcina fiind ignoranța, în primul ignoranța, rând. Ignoranța, și care consideră că este de datoria lui să dizolve, să deconstruiască și să lichideze orice tradiție culturală, orice exercițiu fundat metafizic. De fapt, trăiesc într-un paradis artificial de celuloid, de plastic, un paradis, vedeți că apar, dacă chiar venind spre dumneavoastră, e un slogan care apare scris cu carioca pe stradă, pe ziduri, nu-ți face nicio problemă, totul va fi bine. A, da. Sedativul perfect. Sedativul perfect. Tot în cartea lui Czeslaw Miłosz e la un dat un capitol foarte interesant despre pastila Murtibing. Dacă vă amintiți, Murtibingismul, exact. Asta ne așteaptă. Pastila Murtibing era o pastilă în care cuceritorul asiatic venind să cucerească Europa oferea tuturor această pastilă de Murtibing care era sedativul perfect și schimba conștiințele. Deveneai fericit, deveneai ateu, deveneai oricând, mă rog, bucuros să ți se inoculeze morbul fericirii materiale perfecte. Ne aflăm surogate de fericire cu care omul de azi este asaltat și ceea ce e foarte îngrijorător, e cumplit, este faptul că acest om al resentimentului e un om în care s-a injectat ură. Se aplică injecții cu ură împotriva unor categorii culturale, sociale, religioase. Această ură care desfigurează, practic, chipul celor care
puteau să compare într-un mod absurd, sofistic, numărul de spitale cu numărul de catedrale. Numai dacă analizezi acest sofism, îți dai seama cât de absurd este. Dar asta prinde... Și spitalul și catedrala sunt invenții, dacă vrem să numim așa, ale bisericii. Exact. Da. Dar acești oameni nu știu asta. Nu le-a inventat nici LGBT-ul, nici organizația Accept... Sunt invenții, mari invenții, să le numim așa, între ale civilizației creștine. Ale civilizației creștine europene. Exact. Opoziția la această inițiativă a Coaliției pentru Familie a fost asumată așadar de niște grupuri seculare. Le știm, am vorbit acum despre ele, au o ideologie malformatoare. Cum stăm acum, concret? Întrucât demersul Coaliției pentru Familie a fost unul foarte coerent. Ați reușit o performanță unică în istoria, nu doar recentă, ci integrală a României, să adunați 3,5 milioane de semnături exprimate, oferite în mod absolut liber, neconstrângător, bineînțeles. Acest demers a ajuns acum în punctul în care Parlamentul trebuie să decidă organizarea unui referendum, pentru că aceasta e treapta firească după adunarea acestor semnături, care chiar pentru asta au fost oferite. Un referendum prin care să se decidă modificarea unui articol din Constituție, 48 aliniatul 1, în care să se specifice clar și în armonie cu codul civil că o familie întemeiată pe relația liber consimțită dintre un bărbat și o femeie. Cum se poziționează partidele politice, domnule Gheorghiu, astăzi față de acest demers? Pentru că am văzut și la televizor, nu e un secret, cele două camere au pasat cumva datoria de a lua prima decizie una alteia. Așa este. Cred că trebuie să exprimăm cu... sinceritate și cu directețe așa ceea ce se întâmplă. Partidele politice sunt sub o presiune a unui lobby extern foarte puternic, atât internațională socialistă, cât și alte partide europene, dar internațională socialistă în mod clar, ea fiind promotoarea acestui tip de legislație în toată Europa. Să ne amintim legea franceză care a fost luată sub guvernarea socialiștilor francezi a lui Hollande, legea Taubira. Apropo, au ieșit 2 milioane de francezi în stradă și nu s-a întâmplat nimic. La Paris. La Paris, da, în două rânduri. Și de altfel chestionat unul din filozofii din școala noilor filozofi francezi, cei care s-au despărțit oarecum de moștenirea marxistă, spunea că nu, asta nu înseamnă nimic, aceste manifestații. E vorba de a respecta în totalitate principiul libertății personale, deci legea Taubira va fi trecută. Și într-adevăr așa s-a întâmplat. Majoritatea a ajuns să nu mai conteze. Da, de fapt era vorba chiar de Bernard-Henri Lévy, care a avut un rol în despărțirea de marxismul sinistru, sartrian sau non-sartrian al filozofiei franceze, dar care acum este, mă rog, o mare figură a acestui val de așa zis liberalism. Ce-i drept nu e nici creștin. Da. Dar spuneam de Internaționala Socialistă, care este promotoarea acestei legislații. Deci sunt constrângeri externe pe care partidele românești le suferă și sunt, dacă vreți, într-o poziție delicată să se uite către propriul electorat, care este totuși în această chestiune conservator, sau către prietenii de unde primesc diverse tipuri de sprijin din Parlamentul European, care le spun nu. Un referendum în România în această chestiune nu trebuie să aibă loc. Pentru că acesta este mesajul. Și pentru că rezultatul lui e perfect previzibil. Da, rezultatul e perfect previzibil. Deci
se vor confrunta în acest, în cazul reușitei, se vor concentra cu un referendum în a șaptea țară ca populație și ca mărime a Europei, un referendum care va afirma fundamentele creștine ale civilizației, fundamentele creștine ale căsătoriei și ale familiei, și un lucru pe care noua religie civilă europeană nu cred că îl poate înghiți cu ușurință. Știm foarte clar cât de supărați sunt de conservatorii din Polonia. Nu? Cât de greu este conservatorilor din Polonia să-și realizeze agenda de politică. Sunt hipercriticați, sunt desfigurați în descrierile pe care mass media le demonizați oferă. Demonizați de-a dreptul. Ceea ce vi se întâmplă chiar și dumneavoastră. Așa cum s-a întâmplat și lui Trump în America. Exact. Practic, o întreagă ordine a discursului politic occidental pare a se afla în criză, este de fapt în criză și este extrem de intolerant la orice punct de vedere conservator. Orice punct de vedere care vorbește despre tradiție, despre coerență, despre fundamentul metafizic și religios al omului. Despre elite. Despre adevăratele elite, nu despre elite create în laboratoare, manipulate cu sume enorme de milioane de euro pentru agende ideologice. Nu vi se pare că această luptă are în spatele ei un fenomen, un clivaj în societățile contemporane între adepții valorilor religioase autentice, adepții acestor valori în spațiul public, pentru că aceste valori modelează spațiul public, modelează societăți și nu le fanatizează. Creștinismul nu a fanatizat niciodată, nicăieri. Creștinismul nu e o religie care poate fanatiza, dimpotrivă, e o religie a păcii prin excelență, fericiți făcătorii de pace, sunt cuvinte fundamentale în creștinism. E bine, deci un clivaj între adepții valorilor religioase prezente în spațiul public, fie și discret, implicit, nimeni nu țipă după explicitarea zgomotoasă a valorilor religioase, și adversarii lor, care au alergie deja la orice valoare religioasă prezentă în spațiul public. Mie mi se pare că acestea sunt cele două plăci tectonice care se ciocnesc uneori și polemica lor ia chipurile pe care le-ați descris. E adevărat. Și e un război vechi în Europa. Dacă ne gândim la Revoluția franceză, care e numită Marea Revoluție și care este cea care a născut noua ordine politică, constituțională și civilă în Europa. Există multe lucruri bune pe care le moștenim de acolo, dar moștenim și această intoleranță, moștenim războiul anticreștin, moștenim primul genocid creștin, anticreștin al Europei. Exact. Revoluția franceză n-a ghilotinat doar oameni, ce a ghilotinat valorile creștine. Exact. Au fost războiul din Vandea, a fost un război civil și un război împotriva țăranilor și nobilor din Vandea, care erau numai sprijinitori ai monarhiei și ai monarhului, sprijinitori ai bisericii catolice. E o întreagă tradiție revoluționară a socialismului și a comunismului în Europa, anticreștin, antireligios. Revoluția bolșevică nu o mai putem discuta, e clar, evident, însă regimul nazist a fost un regim revoluționar, chiar dacă era, îl putem defini ca un de dreapta, dar deși aici e un paradox, pentru că numele partidului este Partidul Național-Socialist al Muncitorilor din Germania. Da. Asta era numele complet al partidului. Și deci e o lungă tradiție anticreștină, antireligioasă a unui anumit tip de societate civilă împotriva creștinismului. Suntem practic într-o etapă în care de data asta o revoluție soft, în sensul în care ea nu mai este violentă fizic.
nu mai presupune ghilotinări, nu mai presupune războiul civil ca în Spania. A fost un război anticatolic, antireligios. Deși recent, relativ recent, într-un spațiu universitar american, într-un campus, au fost arse Biblii, este de adevărat, exemplu. Este adevărat. Se poate ajunge și până aici. Se poate ajunge, da. Se poate ajunge și aici. Dar vi se aduc două acuze în general, sau ni se aduc, evident, noi, nouă celor care susținem valorile familiei, că modificarea Constituției ar prejudicia o categorie sau mai multe categorii și vreau să demontați, evident, e foarte simplu de demontat această stupidă acuzație. Deci prima, că s-ar suprima un drept la viața de familie a unor categorii prin modificarea articolului respectiv și a doua, că se face trimitere de data aceasta la instituții europene, că, de exemplu, CEDO ar recunoaște un drept la viața de familie pentru cupluri gay. Da. Aici este permanenta manipulare și dezinformare acestor cercuri. Din păcate, această dezinformare este prezentă aproape în toată mass media, centrală, să o numesc așa. Nu există aici niciun drept care să fie restrâns, pentru că nu există un astfel de drept. Codul civil în România este foarte clar, Constituția este foarte clară. E ca și cum am spune că suntem stăpânii viitorului. Nu. Acest drept este un drept virtual pe care unii și-l închipuie că l-ar avea sau că l-ar putea avea, astfel încât mutarea definiției din codul civil în Constituție, căci ăsta este din punct de vedere tehnic tot demersul nostru, definiția căsătoriei și a familiei în codul civil fiind aceasta, uniunea liber consimțită dintre un bărbat și o femeie, pe care noi o ridicăm doar la rang constituțional. Deci nu avem cum restrânge ceea ce nu există. Drepturile fundamentale acestor persoane sunt intangibile. Ele au dreptul la viață, la libera exprimare, au dreptul la viață privată și cum să încorseteze aceste drepturi, nu am avea cum să o facem într-o ordine constituțională. Dar nimeni nu-și propune și așa ceva. Plus că ei înșiși au devenit, dacă vreți, extrem de bine reprezentați. Sunt miniștri, prim-miniștri, sunt CEO-uri de multinaționale, deci se apără extrem de bine. Deci iată falsitatea unei astfel de acuzații, iar cealaltă chestiune că foruri internaționale, nu, precum nici, CEDO... Nici vorbă, este de domeniul suveranității naționale și a dreptului intern, modalitatea în care statele înțeleg să lărgească sau nu definiția căsătoriei. Asta e foarte important de spus, întrucât, așa cum precizați și dumneavoastră, manipulările mediatice sau în cadrul unor emisiuni se lansează asemenea sofisme, asemenea lucruri false, care, sigur, pentru omul care nu cunoaște în profunzime lucrurile, ajung să conteze. Ce ar mai fi de spus? Mai avem puține minute la dispoziție. Ce vă propuneți în continuare? Ce are de gând Coaliția pentru Familie să facă pentru a aduce cât mai aproape, în viitorul foarte apropiat, la îndeplinire scopul principal al ei? Recent ați organizat la Palatul Parlamentului o întâlnire importantă. Conferința noastră, care, era și una de bilanț de etapă, am vrut să renodăm dialogul cu mediul politic, cu clasa politică, să le amintim că există niște protocoale semnate, a căror termene scadente au trecut, că există o promisiune și pe lângă această promisiune există Constituția care trebuie respectată și de noi, dar și de către domniile lor. Pe de o parte, pe de altă parte am vrut să facem din nou publice scopurile noastre, metodele noastre și să dăm glas public unora dintre susținătorii noștri din mediul academic, profesorul universitar de drept, profesor de drept canonic, în sfârșit o serie întreagă de susținători cu o voce importantă.
Am vrut de altfel să spargem și acest, cum să-l numim, zid al tăcerii, al ignorării, da, și al unei, mă rog, așa, îndepărtări a subiectului de către ochii publicului românesc. Și mai trebuie să mai facem un lucru foarte important, să răspândim, indiferent cu cât greutate, mesajul nostru către societatea românească, care sigur că are un acord psihologic deplin pentru poziția noastră, numai că trebuie să mai cunoască și argumentele, să ne facem auziți cu argumente și trebuie să ne mai facem auziți și cu maniera noastră absolut elegantă, coerentă și moderată de a vorbi despre aceste lucruri. Trebuie să demontăm toate aceste mituri negative care ne transformă într-un soi de, mă rog, sperietoare a drepturilor și libertăților unora și altora. Sunt lucruri false care circulă despre coaliție și despre punctele de vedere conservatoare, care trebuie realmente demontate într-un limbaj perfect decent, perfect elegant, dar ferm. Pentru asta sunt necesari parteneri de dialog, domnule Gheorghiu. Acești parteneri de dialog, din păcate, lipsesc foarte adesea. Mă refer la firești întâlniri care ar trebui să se consume în spațiul mediatic, întâlniri sub semnul acesta al obiectivității, al ascultării ambelor tabere, fără jigniri, cum s-a întâmplat de foarte multe ori, când ne gândim că un așa zis scriitor, poet și-a permis să îi numească proști pe cei 3,5 milioane de români care au semnat pentru ocrotirea familiei. Scopul pentru care au semnat aceste milioane de oameni este unul singur, ocrotirea familiei și apărarea interesului cel mai înalt al copilului, al copiilor. Dacă acestea sunt lucruri pe care dacă le sprijinim devenim catalogabili ca proști, atunci să judece fiecare dintre cei care ne ascultă acum. Cert este că e necesar să dialogăm, e necesar să promovăm cât mai adânc în spațiu social mesajul Coaliției pentru Familie, întrucât e în interesul cel mai înalt al societății românești. Ori asta se ignoră și mi se pare o ignorare criminală aproape într-o societate în care din 1958 și până acum s-au consumat 22 de milioane de infanticide, ca să nu le numesc doar avorturi, în care demografia se prăbușește, riscăm să devenim foarte curând în istorie o societate îmbătrânită și foarte împuținată. În acest context, vizibil pentru orice ochi binevoitor, mesajul Coaliție pentru Familie ar trebui aplaudat, fără îndoială, întrucât nu propuneți decât sublinierea lucrului firesc, dar culmea este și vă mărturisesc că uneori nu-ți găsești cuvintele să mai aperi firescul. Așa este. Că e de domeniul logicii elementare ce susținem și când ești pus să argumentezi că apa e udă, ai o problemă, bineînțeles. Așa este. În final, aș vrea să reiterez o idee formulată de dumneavoastră de atâtea ori, faptul că o societate creștină, un popor creștin nu trebuie să își îngăduie riscul de a nu apăra un lucru elementar, obiectivitatea statului. Deci statul nu trebuie să se transforme într-un agent ideologic, spuneați dumneavoastră. Da. Asta e o idee foarte importantă. Și trebuie să înțelegem cu toții un lucru foarte simplu, că istoria ne bate la ușă și ne bate puternic și că ceea ce avem de apărat, în ultimă instanță, adevărata miză, este sufletul și mintea copiilor noștri. Pentru că normativizarea comportamentelor aberante înseamnă mâine remodelarea minții copiilor prin apariția de discipline noi, apariția unor manuale, care vor trebui să le explice că aceste comportamente sunt normale și normative. Deci noi nu ne aflăm în fața unei minorități care își apără libertățile civile amenințate. Ne aflăm în fața unei încercări de
modificare a definiției subiectului uman și în fața normativizării prin, tocmai prin statul care devine captiv minorității ideologice, a unor noi comportamente și a unei definiții a omului. Dacă noi cedăm acum și nu ne trezim și nu apărăm acest lucru așa cum trebuie să-l facem, mâine va fi prea târziu, pentru că mâine copiii noștri vor veni de la școală cu noile manuale și ne vor învăța ei ce înseamnă a fi om, ce înseamnă a avea și a-ți constitui o familie. Și atunci ne vom afla în aceeași situație psihologică de neexprimat în cuvinte, în care s-a aflat familia Nan, familia Botnariu, în care proprii noștri copii devin captivii statului. Domnule Gheorghiu, vă mulțumesc foarte mult. Sunt profund onorat că mi-ați acceptat invitația și vă urez mult, mult succes. Evident, ajutorul lui Dumnezeu stă în spatele fiecărui succes pe care îl putem noi repurta, dar să vă ajute Dumnezeu să ajungeți la bun sfârșit cu demersul dumneavoastră. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Vă aștept, evident, cu o proximă ocazie. Mi-ar plăcea să discutăm despre importanța educației în modelarea, în modelarea ființei omenești, mai ales că sunteți și profesor, scriitor. Mesajul dumneavoastră trebuie să ajungă până departe. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Doamnelor, domnilor și dumneavoastră, vă mulțumesc pentru atenția acordată emisiunii noastre. Vă dau întâlnire pe curând.